Sigur, ar putea fi incidente și am observat un lucru asupra căruia vă atenționez. Sunt foarte mulți oameni care vin în organizații în ultima perioadă. Atenție că unii dintre ei, eu știu două cazuri, în care sinceritatea nu-i dă afară din casă când se prezintă. Adică este neplăcut să aflăm că a avut o condamnare pentru ucidere din culpă în accident auto, dar este neplăcut să o aflăm de la presa locală și să nu ni se spună când vine să se înscrie în organizație. Eu nu spun că un accident auto nu se poate întâmpla oricui. Toți dintre noi conducem, știm că un accident se poate întâmpla. Dar trebuie să știm despre această realitate din istoria cuiva care vrea să se înscrie în mișcarea populară. Deci vă atenționez din capul locului asupra cunoașterii reale a celor care vin să se înscrie în partid în ultima perioadă.